Bine v-am găsit, astăzi aflăm cine a inventat masca de gaze. Vorbim despre filmul de animație Cartea Junglei și despre marele tenor italian Luciano Pavarotti. În zi de 12 octombrie 1810 are loc primul festival Oktoberfest, astăzi cunoscut nouă ca Festivalul Berii. Însă la început a fost organizat în cu totul alt scop. Cetățenii din München au fost invitați să se bucure de o cursă de cai cu ocazia celebrării căsătoriei prințului Ludwig I al Bavariei cu prințesa Therese von Sachsen-Hildburghausen. Prințesa a venit cu ideea ca acest eveniment să fie numit Oktoberfest. De atunci a fost organizat în fiecare an. Festivalul a aprins tot mai multă culoare, au fost aduse mese, bănci la fața locului, corturi. Oktoberfestul începea întotdeauna cu o defilare, care pornea din centrul Münchenului. Absolut necesară defilarea asta pentru ca producătorii de bere să-și ducă butoaiele la marginea orașului unde avea loc festivalul. Interesant e faptul că, deși are loc în septembrie, denumirea de Oktoberfest a fost păstrată, pentru că se leagă de perioada în care a avut loc festivalul prima dată, 12-17 octombrie 1810. Prima halbă de bere din sticlă a fost introdusă în anul 1892, iar astăzi este cel mai căutat suvenir la Oktoberfest. Berea Cimbru, atestată din 1978. La 12 octombrie 1935 se năștea cel mai cunoscut tenor al tuturor timpurilor, Luciano Pavarotti. Perioada lui de glorie a venit în anii 90, când interpretarea sa ariei Nessun Dorma a devenit extrem de populară după ce BBC a folosit-o în transmisiunile sale ca temă muzicală pentru Campionatul Mondial de Fotbal din Italia 1990. Iar la finalul campionatului a urmat un concert care a intrat în istorie, așa numitul concert al celor trei tenori, Pavarotti împreună cu Placido Domingo și José Carreras, cel mai bine vândut concert de muzică clasică al tuturor timpurilor. Faima lui Pavarotti nu a venit fără dificultăți. La un moment dat îi se spunea regele anulărilor. Avea problema asta. A anulat 26 din 41 de concerte la Lyric Opera House în Chicago, de pildă. Fapt care i-a adus o interdicție pe viață, dar show must go on. În 1998, Luciano Pavarotti a primit Grammy Legend Award și este recunoscut drept singurul cântăreț de operă care a vândut peste 100 de milioane de înregistrări la nivel global. Prima fotografie aeriană a unui oraș a fost realizată de americanul James Wallace Black pe 13 octombrie 1860. Fotografia a fost făcută dintr-un balon cu aer cald înălțat la 366 de metri deasupra orașului Boston. James Wallace Black și-a numit fotografia Boston, așa cum îl văd vulturul și gâsca sălbatică. Un titlu suficient de sugestiv, aș spune. La 13 octombrie 1914, Garrett Morgan inventează masca de gaze, însă abia 2 ani mai târziu, invenția lui va deveni utilă cu adevărat. În urma unui accident, a reușit să salveze personal 2 muncitori blocați într-un tunel subteran și să aducă la suprafață trupurile altor 17, folosindu-se de masca de gaze. Imediat, Morgan a fost contactat de mai multe departamente de pompieri care doreau să-i cumpere invenția, până în momentul în care s-a aflat că e negru. În acel moment au început să fie anulate comenzile, iar rolul lui în accidentul de care am pomenit a fost minimizat. Unele rapoarte susțin că masca de gaze a lui Garrett Morgan ar fi fost modificată și folosită în primul război mondial, însă datele sunt incerte. La 18 octombrie 1851, romanul Moby Dick al scriitorului american Herman Melville a fost publicat în premieră sub titlul The Whale, Balena. Astăzi, cartea este considerată o capodoperă a literaturii universale, însă la moartea autorului, din cauza criticilor devastatoare, cartea nici nu mai era publicată. Abia după 40 de ani după ce scriitori faimoși ca D.H. Lawrence sau William Faulkner au prezentat-o publicului ca fiind cea mai bună carte de aventuri pe mare, și-a câștigat popularitatea. Se spune că sursele de inspirație ale lui Herman Melville au fost două: Biblia și lucrările lui Shakespeare, în special Regele Lear și Macbeth. În 1967, la 18 octombrie, este prezentat în premieră în cinematografele americane al 19-lea film Disney, The Jungle Book, bazat pe cartea cu același nume a lui Rudyard Kipling. Este și ultimul film la care a participat însuși Walt Disney, care a încetat din viață chiar în timpul producției. Dar și-a pus amprenta puternică asupra realizării filmului, în sensul că a vrut cu tot din adinsul să treacă peste tonul grav al cărții și să facă o
animație veselă, în care povestea să fie condusă de personaje. Recenziile filmului au fost foarte bune încă de la lansare. Foarte apreciată a fost și coloana sonoră. Cartea Junglei a devenit al doilea cel mai bine vândut film al companiei Disney în lume, iar după mulți ani de la premieră, când a fost relansat, chiar și atunci a avut un succes uriaș. Evident, au tot fost făcute remake-uri și continuări pentru Cartea Junglei, dar nimic până acum nu a depășit originalul lui Walt Disney. Asta a fost pe data viitoare într-un alt episod.